Începe sezonul gripei și al virozelor, iar răcirea bruscă a vremii ne poate afecta sănătatea. Vaccinarea sezonieră împotriva virusului gripal este recomandată de medici încă de la începutul sezonului rece. Deși este gratuit, cu rețetă de la medicul de familie pentru copii, persoanele în vârstă și pacienți cu afecțiuni cronice, medicii spun că rata de vaccinare împotriva virusului gripal este scăzută în România. Dacă vorbim de populația vulnerabilă, discutam și mai devreme. Organizația Mondială a Sănătății spune că o protecție corectă la nivelul populației înseamnă 75% dintre cei care sunt vulnerabili. Să știți că în România, dacă ne uităm în ultimii ani, cred că suntem undeva la o treime din necesar. Cred că spune extrem de mult. Practic, din trei persoane vulnerabile, două sunt nevaccinate. Și sunt acele persoane care vor face forme severe cu complicații. În ciuda complicațiilor pe care le provoacă gripa, mai ales pentru persoanele cu afecțiuni cronice, vârznici și copii, și a cazurilor grave care au nevoie de cele mai multe ori de spitalizare, România se situează la un nivel scăzut la capitolul vaccinării antigripale, metoda care ar putea salva vieții evitată de foarte multe familii din țară. Când vorbim de vaccinarea antigripală, e o diferență față de ceea ce aveam la covid pentru că în acest caz de cele mai multe ori se reduce riscul de îmbolnăvire. Adică cei mai mulți dintre persoanele vaccinate vom discuta cine și cu ce se vaccinează separat. Riscul de a face gripă este extrem de mic. Deci din start un element extrem de important. Practic, dacă totuși fac infecția, va fi o formă cu minte, care nu înseamnă complicații, nu înseamnă practic lucruri care într-adevăr să mă impacteze. Aici nu vorbim de severitatea simptomelor. Ca am febră mare, că două, trei zile sau cinci am o stare proastă. Eu vorbesc de lucrurile care, într-adevăr, pot pune probleme reale. Vaccinul antigripal este ușor de obținut printr-o simplă rețetă de la medicul de familie sau chiar și de la un medic specialist. Mai mult, doza de vaccin poate fi administrată inclusiv în farmacii. Eu cred că e vorba de principiul vaccinării. Deci ar trebui să nu ne mai opunem și ar trebui să găsim, totuși, să ne luăm informațiile din sursele credibile. Lucrurile sunt mult mai ușoare în România. Practic, orice medic care are contract cu casa de asigurări de sănătate poate să dea o rețetă pentru orice pacient. În cazul în care ne întrebăm când este cel mai bine să ne vaccinăm, specialiștii spun că cel mai bine este la debutul sezonului rece. Cu cât ne vom vaccina mai repede, cu atât vom dezvolta anticorpi mai devreme și vom fi protejați, afirmă medicii. Când mă vaccinez? Clar că trebuie să o fac cât mai repede, o voi face în octombrie, pentru că am un interval de până la 14 zile până în momentul în care am efectul pe care îl doresc, adică obținerea anticorpilor. Și atunci e momentul să mă vaccinez. Și am aceste variante care totuși sunt la îndemână.